Știrea potrivit căreia primarul comunei Icușești, Săbărel Roșu, a condiționat acordarea venitului minim garantat către beneficiarii din această localitate de acțiunea de dezăpezire a cel puțin 3 locuințe de bătrâni, a făcut în conjurul mijloacelor mass media centrale și locale. Prefectul Niculina Dobrila a salutat gestul edilului nemțean, oferindu-l ca exemplu de bune practici celorlalți primari din județul Neamț. L-am zis și eu în presă, eu oricum am ținut legătura cu domnul primar zilele acestea pentru că au fost probleme deosebite la el. L-am felicitat pentru modul cum s-a descurcat, dar nu în mod public, că n-am avut ocazia, n-am avut niciun fel de... Nu public, lui personal, deci lui personal. Personal categoric, da. Așa, și este el un exemplu de urmat? Eu cu orice ocazie, știți prea bine că a fost situația aceea dramatică din punctul meu de vedere, cu bacteria, cu lacul neecologizat. Am avut întâlniri diverse. Eu cu orice ocazie le-am spus să fie folosite persoanele beneficiare ale legii 416. Este normal, este în primul rând legal și în al doilea rând normal și uman ca fiecare dintr-o comunitate să-și aducă acel aport pe care poate. Primarul liberal Săbărel Roșu, care a lansat inițiativa pe pagina de Facebook a instituției, nu se consideră un erou, dar a spus că bătând în această perioadă satele comunei în lung și în lat a constatat că bătrânii au nevoie de ajutor, iar la nivelul comunei sale există 170 de beneficiari ai legii 416 a venitului minim garantat, care au de efectuat în acest an 6.000 de ore de muncă în folosul comunității. Am 4 zile când merg în satele este cu dezăpezirea, ca să le pot face. O grămadă de oameni... oameni bătrâni care nu au niciun pic de ajutor, că copiii sunt plecați, sunt bătrâni. Agheii se opă la poartă când vine meu, băi, aici e zăpezut, ei, bătuși, mă lii. Și m-am gândit că am la ajutor social pe 400 și ceva de persoane cu 170 de dosari. Au de făcut 6.000 de ori. I-am chemat și le-am zis, băi, fraților, pe timp de iardă, fiecare la 3 bătrâni, fără carare, la lemni, la poartă, la apă, du-le o găleată de apă, du-te până la doctor și iei un medicament de la farmacie, la medicul de familie, și după aceea tu când vii ca să faci pontajul, i-am zis și lui primar, când faci pontajul, îmi spui că a fost la Ionescu, la Popescu, la Săbărel. Adică, din sâcul ei v-a luat, că doar și e din legea minimă garantată a lui Patuții, și aici au dreptul să facă ori de muncă. Așa, și care a fost rezultatul? Rezultatul, ieri, alaltă ieri, deja mi-au să trimis la bătrânie și Facebook, cu am dezăprezător pe Vierul Maria, pe cutare, pe cutare, pe cutare. Uh-huh. La deșteacă în ieri, băieții de la ajutor social, au plecat toți la rând, s-au desfumat toți bătrânii. Deci eu vă șură care merge, doamnă. Așa, bun. Deci este un exemplu de urmat și cu resurse puține se pot rezolva probleme multe. Eu la mine, eu nu dau sfaturi la nimeni, nu mă fac erou, nu. Eu m-am gândit eu la mine cum să-i ajute ăștia bătrâni. Așa, ați primit vreun telefon de mulțumire din partea unei oficialități? De la prefectură, cumva? Doamna prefect m-a întrebat ieri, doamna prefect, dar din inițiativa asta deocamdată nu mi-a zis nicio oficialitate. Comuna Icușești este situată în extremitatea sud-estică a județului Neamț și este vecină cu Ion Creangă și Valea Ursului din județul Neamț, dar și cu unitățile administrativ-teritoriale Dămienești și Filipești din județul Bacău. Satele comunei Icușești, care are o suprafață de 6.428 de hectare, mai sunt locuite de doar 3.752 de locuitori, din care foarte mulți sunt bătrâni, risipiți în satele Icușești, Bălușești, Spiridonești, Rocna, Mesteacăn, Bătrânești și Tabăra.